Bivolul inteligent. A fost odată ca niciodată, într-un sătuc, un fermier pe nume Edgar. Locuia într-o căsuță și avea o bucată mică de pământ. Edgar avea un bivol pe nume Belșug. Era un nume neobișnuit, dar existau motive pentru asta. Vedeți voi, Edgar era un om foarte sărac înainte să aibă bivolul. Belșug muncea mult pentru stăpânul lui. Fiind singurul bivol, ara pământul de dimineață până seara și îl ajuta pe Edgar la tot felul de alte munci. Edgar începuse să cultive diferite feluri de cereale. El și-a câștigat respectul în comunitate, datorită câștigului pe care îl dobândise, și-a numit bivolul Belșug. Belșug era un bivol inteligent. Era inteligent și mereu plin de viață. Edgar știa că Belșug era un animal cu spirit liber. Mereu hoinărea prin zonă când nu avea de lucru și venea seara acasă. Timpul a trecut, iar Edgar a cumpărat un alt bivol. Îl iubea mult pe Belșug, dar știa că volumul de muncă era prea mare pentru el și că trebuia împărțit. Edgar nu voia să-și obosească animalul. Într-o zi, în timp ce ara pământul, Belșug s-a oprit și a început să respire greu. Belșug! Edgar și-a dus ambii bivoli acasă. În noaptea aceea, Edgar nu a putut să doarmă. Știa că trebuia să renunțe la Belșug. A doua zi, l-a dus pe Belșug în pădure și i-a scos talanga de la gât. Belșug a dat fericit din cap. Belșug, ești un bivol bun. N-am să te pot răsplăti niciodată. Nu mai trebuie să muncești. Acum ești liber. Îmi vei lipsi, prietene. Du-te unde vrei să cunoști lumea. Nu mă face să plâng. Poți veni acasă oricând vrei tu. Știi drumul. Belșug era trist că-și părăsea stăpânul, dar era nerăbdător să vadă ce îl așteaptă. Porni vesel, bucurându-se de aerul proaspăt. A hoinărit prin pădure fără frică. A băut apă din râu și a păscut iarbă. Curând, a apus soarele. Se lăsa întunericul. Belșug s-a uitat în jur să-și găsească un loc de dormit. Și iată-l în fața lui. Peștera asta e chiar lângă lac. Mulala! Locul ăsta e uriaș și destul de cald, perfect pentru mine. Vai de mine, cât de obosit sunt! Plimbările astea o să mă facă slab ca o girafă. Belșug a început să locuiască în peșteră. Bea apă proaspătă din lac, păștea alături și dormea liniștit înăuntrul peșterii. Zilele treceau și lui Belșug începu să-i placă viața în pădure. Dar fiind un bivol domestic, Belșug era un animal simplu și nevinovat. Nu își dădea seama că pădurea era casă pentru multe animale și nu toate erau la fel de nevinovate ca el. În timp ce Belșug își savura noua lui viață, era cineva care stătea cu ochii pe el, Timi Vulpoiul. În fiecare zi, când Belșug ieșea din peșteră la plimbare, Timi îl urmărea tiptil peste tot. Belșug era atât de captivat de activitățile lui de zi cu zi, încât n-a simțit niciodată prezența lui Timi. Bivolul ăsta e destul de curajos să se plimbe prin pădure de unul singur. Păi, ori e foarte curajos, ori foarte zăpăcit. Adică, el știe în peștera cui locuiește?
să ne distrăm. Salutare! Ești nou pe aici? Vin să pasc aici în fiecare zi. N-aș putea spune că sunt nou. Oh, ce animăluț spiritual! Un vulpoi care îi spune unui bivol animăluț e spiritual, da. Cum îndrăznești să-ți râzi de mine? Eu sunt regele pădurii și locuiești în peștera mea. Toate animalele sunt la mila mea aici. Dacă vrei să trăiești, va trebui să te închini în fața mea. Ai dreptate, sunt nou pe aici. Dar asta nu înseamnă că sunt așa aiurit să cred tot ce spui tu. Ascultă, vulpoiule, eu știu că nu ești regele pădurii. De fapt, sunt sigur că nici nu știi cât de mare e pădurea asta. Îți sugerez să nu-mi mai pierzi timpul. Timmy clocotea de nervi, tremura de furie. A jurat că într-o zi se va răzbuna pe bivol pentru insultele lui. Pe de altă parte, Belșug și-a dat seama că va trebui să fie mai prudent. Vulpoiul ăla și Red știe unde locuiesc. Asta înseamnă că mă urmărește? În plus, nu m-am gândit la asta, dar peștera asta trebuie să aparțină cuiva. Ce mă fac când stăpânul peșterii se va întoarce? Va trebui să fiu mai atent pe aici. În noaptea aceea, luna strălucea puternic pe cer. În timp ce Belșug dormea în peșteră, a auzit ceva. S-a uitat atent și a văzut o umbră ciudată afară. Întâi, s-a gândit că s-a întors vulpoiul ca să-l deranjeze. Dar în timp ce silueta se apropia, Belșug începu să tremure de frică. Era stăpânul peșterii, tigrul. Oh, nu! Sigur că peștera asta aparține tigrului. Ce mă fac acum? O să mă mănânce! În timp ce tigrul se apropia, Belșug nu se putea opri din tremurat. Stai, stai! Gândește limpede! Calmează-te! Aha! Eu îl pot vedea, dar el nu mă poate vedea! Ăsta e avantajul meu! Uite-l că vine! Ce e cu tine? O să ne audă! O, da, scuze! Dar uite ce delicios arată! Nu ți-am spus eu că cel care locuiește aici e destul de mare încât să-l mâncăm amândoi? Bine, ai avut dreptate! Cina noastră de azi e aranjată! Categoric! Era rândul tigrului să tremure de frică. Ha? Cine? Cine sunt animalele astea? De ce s-a oprit? Durează prea mult, iar mie mi-e prea foame. De ce nu ieșim să-l atacăm mai bine? Nu poate lupta cu noi doi. Trucul a funcționat! Fără să mai stea pe gânduri, tigrul a luat-o la fugă prin pădure. Belșug răsufla ușurat. Știa acum cât de important e să-ți păstrezi calmul în orice situație. A doua zi, în timp ce Timmy hoinăra prin pădure, s-a întâlnit cu tigrul. M-ai speriat! Speriat? Stai! Eu te-am speriat pe tine, dar tu ești tigru! Da, da, știu bine! Sunt marea pisică a junglei! Dar ești nebun dacă crezi că nu există animale mai mari și mai înfricoșătoare decât mine aici. Am dat peste două dintre ele azi noapte. Mi-au capturat peștera. Va trebui să-mi caut o altă vizuină. Stai! Ce? Cel care locuiește în peșteră e mai mare și mai înfricoșător decât tine? Tu glumești? E un bivol! Și cum adică doi? Acolo locuiește un singur bivol. Tu mă crezi nebun să mă sperii de un bivol? Acolo sunt două ființe uriașe. Ființe? Da,
Nu știu exact ce sau cine sunt. N-am intenționat să intru în peșteră, doar le-am auzit vocile. Urmau să mă atace. Am fugit înainte să o facă. Sărmane tigru, te-a păcălit? Nu e nicio ființă acolo, e un bivol. Eu îl urmăresc de când a pus piciorul în pădurea asta. Taci, vulpoiule! Cum îndrăznești să mă insulți? Crezi că sunt așa prost să confund un bivol cu un animal înfricoșător? Pot să-ți dovedesc! Tu nu ești prada lui! El e prada ta! Hai să facem așa! Eu merg cu tine, intrăm în peșteră și eu te ajut să-l prinzi pe cel care e înăuntru. Vreau să-mi reglez conturile cu bivolul ăla oricum. Dar, în schimbul peșterii tale, vreau să-mi promiți că nu o să mă ataci niciodată. Spui adevărul? Dar stai! Dacă o să fugi și mă lași singur... Știu! Hai să ne legăm cu o funie. Un capăt pe stomacul tău și celălalt pe al meu. Astfel, mă poți trage înapoi dacă încerc să fug. De acord? Tigrul a fost de acord. S-au legat cu o funie și au pornit înspre peșteră. Vulpoiul era bucuros. Găsise o dublă soluție. Îi dădea o lecție bivolului și câștiga încrederea tigrului. Se apropiau de peșteră, iar Belșug i-a văzut. Când a văzut vulpoiul, a înțeles ce se întâmpla. Crede că e deștept? Așa, lasă-mă să mă ocup eu, bine? Intră în peșteră doar când îți spun eu. Vulpoi aiurit! Ți-am cerut să-mi aduci doi tigri și mi-aduci doar unul? Poftim? N-am mâncat nimic de aseară și acum vrei să împărțim un singur tigru? Tu ești cu ei? Nu, nu, nu! Nu e adevărat! Nu ești bun de nimic! Bine, adu-l încoace odată! Nu! Tigrul a fugit! Era atât de speriat încât nu i-a păsat de Timmy, care era legat cu celălalt capăt al funiei. Mă doare! O să se învețe minte, vulpoiul! Am învățat o lecție foarte importantă azi. Dacă nu m-aș fi păstrat așa calm, n-aș fi putut să-i alung pe cei doi. Indiferent de cât de grea e situația, trebuie să rămânem mereu calmi. Belșug avea dreptate. Doar pentru că reușea să rămână calm în orice situație dificilă, reușea să se salveze. Cât despre vulpoi... Nu! Cu siguranță și el și-a învățat lecția.